Cartea se cheamă În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac. Și e un dialog între Imre Tot și Peter Vardy. Acum trebuie spus un cuvânt despre Imre Tot. Imre Tot este poate cel mai important filozof al matematicii pe care l-a avut România. M-am întâlnit cu Imre Tot în cartea apărută prin 67-68 despre Ahile și paradoxele Eneate. În 69 a plecat în Germania. Acum, Imre Tot a avut o carte despre elemente neuclidiene la Aristotel, care l-a impus în Germania. Și a fost o revelație pentru lumea academică această carte. Ce vreau să spun despre Imre Tot, pe care poate îl cunoașteți și din Palimpsest, o carte care a apărut cu niște ani în urmă la Humanitas. Vreau să spun că Imre Tot stă sub semnul neuclidianului pentru mine. Și cartea asta e un fel de viață neuclidiană a lui Imre Tot. Ce înseamnă neuclidian? Înseamnă două lucruri. Înseamnă existența paradoxală a ceva ce nu e evident. Nu e evident că dintr-un punct exterior unei drepte se poate duce se pot duce mai multe paralele la ea sau niciuna. Ăsta e un lucru. Dar tot neuclidianul mai înseamnă și existența mai multor soluții la o situație dată. Pentru că poate să nu fie nicio paralelă sau pot fi mai multe paralele. Nu e un răspuns, neuclidianul nu dă un răspuns univoc. Negând euclidianul, neuclidianul nu dă un răspuns univoc la problemă. Deci mie mi se pare că această carte de convorbit, Imre Tot, stă deopotrivă sub semnul paradoxului, pentru că Imre Tot îndrăgește paradoxul. A scris carte despre paradoxele eleate. Și în același timp despre pluralitatea perspectivelor. Astea două cred că sunt elementele esențiale ale cărții de convorbit cu Imre Tot. Acum, el se află într-o situație critică. Totul e pe muche de cuțit în cartea asta, pentru că el e în același timp evreu, maghiar și român. Și cartea stă sub semnul tensiunii acestei identități multiple. E o ecuație complicată pe care Imre Tot o are de rezolvat și nu găsește o singură soluție, pentru că e o fire, să spunem așa, neuclidiană. Acum, două momente din cartea asta vreau să pomenesc. Un moment e legat de... Sunt mai multe pagini în care Imre Tot încearcă să explice de ce evreii din Europa Centrală și de Est s-au dus ca vitele la tăiat. Este acuzația care se aduce îndeopște, că n-au reacționat la monstruozitatea care se întâmpla. Și Imre Tot răspunde foarte simplu: doamne, așa fuseseră învățați de 2000 de ani. De 2000 de ani comunitățile evreiești reușeau cumva să-l păcălească pe Cezar. Fie că apelau la criterii, la argumente religioase: ești un bun creștin, deci nu mă vei ucide. Fie că reușeau prin mită să obțină bunăvoința cezarului. Dar cumva, printr-o negociere, reușeau mereu să se descurce. Deci nu fuseseră educați să reacționeze. Violența nu intra în arsenalul lor. Și Imre Tot subliniază foarte tare chestia asta. În familiile evreiești nu obișnuiesc, bărbații nu obișnuiesc să-și bată soțiile. Totul se petrece fără violență. Este un cult al non-violenței. În momentul în care evreii se întâlnesc cu un monstru ca Hitler, care nu are treabă nici cu religia și nici nu e coruptibil, atunci, într-adevăr, se duc ca vitele la tăiat. Ce e interesant în povestea asta nu e atât că Imre Tot aduce argumentul ăsta, ci că el însuși e cu totul altfel. El e o fire belicoasă, e aproape provocator, el nu are comportamentul vitei care se duce la tăiat. Și, sigur, el a avut simpatii comuniste, a fost comunist, un evreu maghiar comunist în România și după aia, sigur, în zona anexată de Ungaria. Acum, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, pornind din cartea asta, e
foarte interesant un proces de conștiință pe care și-l face la urmă. Ce se întâmplă? E vorba despre evreii care fuseseră deportați, plecaseră la Auschwitz. Și un bijutier din Cluj e deportat, bijuteriile lui, toată averea rămâne la o femeie și se pune problema ce să facă femeia cu bijuteriile alea în timp ce era și armata roșie. Și Imre Toto sfătuiește, predă bijuteriile Partidului Comunist. Partidul Comunist știe ce să facă cu ele. Asta a fost, răspunsul spontan pe care îl dă Imre Toto. Se petrec tot felul de lucruri bizare după aceea. La fratele celui căruia se predaseră bijuteriile apare un ceas de aur. Imre Toto nu știe dacă provine din comoara bijutierului deportat la Auschwitz sau nu. Iar un alt membru de partid îi spune, nu e, partidul nu poate greși. Bun, se întâmplă că după un timp cel care căruia se predaseră bijuteriile cade în disgrație. Este acea mișcare tipic comunistă de aruncare în sus și prăbușire. Imre Toto refuză să depună mărturie împotriva lui. Ăsta e gestul de curaj al unui om care, în condițiile presiunilor colosale care se exercitau atunci pentru procese de tip stalinist, refuză să depună mărturie împotriva lui. Și cartea se încheie cu acest proces de conștiință. Lucrurile care nu se fac sunt poate ce a făcut el în primă instanță când a spus că bijuteriile trebuie date partidului. E aici și o cedare în fața unei situații, unei presiuni ideologice și unei minciuni absurde. Dar e un recul pe care Imre Toto îl ia față de istorie și, în fond, ce e interesant în toată povestea asta este că e povestea conștiinței prinsă în mecanismul infernal al istoriei. Vă recomand cu căldură cartea asta și pentru un ultim motiv. Că în cartea asta e prezent și un alt personaj, Ardealul. Acum, dacă la alegeri ne-am dat seama cât de important e Ardealul, cartea asta vă ajută să înțelegeți puțin mai bine Ardealul. Vă mulțumesc!